Günter Grass a fost un scriitor, sculptor, pictor și grafician german. În 1944, la vârsta de 17 ani, s-a înrolat în trupa paramilitară de elita SS-ului, fiind rănit la picior. În 1945 este luat prizonier de către americani. În timpul studenției a fost sculptor în piatră de morminte, asigurându-și astfel posibilitatea de a studia la Academia de Artă din Düsseldorf. El debutează în 1956 cu un volum de poezie intitulat Avantajele găinilor giruetă, dar se va afirma ca prozator cu romanul Toba de Tinichea, cu timpul devenind unul dintre cei mai faimoși scriitori germani, iar în anul 1999 ajunge să primească premiul Nobel pentru literatură. În secolul meu, nu este înfățișat prin 100 de povestiri, 100 de persoane, atât reale cât și imaginare, sub numeroase chipuri, secolul 20, un secol în care Germania, am putea spune, a avut cea mai tumultoasă și absurdă istorie din Europa. O istorie care a încercat să distrugă omul interior și să-l transforme într-o materie primă, în care ideile s-au transformat în carne. Secolul meu surprinde evoluția societății germane cu atât de mult realism, încât omul este sculptat într-o lume în care moartea a ajuns să fie un simplu rămășag. Totul se rezumă la război, la politică, chiar și omul simplu este aruncat și prins în mrejele politicului, predestinându-și moartea sub un mozaic de chipuri. Ca exemplu, în 1974, la campionatul mondial de fotbal, un pușcăriaș, urmărind meciul dintre Republica Federală Germană și Republica Democrată Germană, s-a trezit între ciocan și nicovală. Nu înțelegea cu cine trebuia să țină, pe cine trebuia să încurajeze. Era 1-0 pentru Germania, dar pentru care? Oare pentru Germania lui? Acest capitol oarecum surprinde de dublarea care a survenit în interiorul omului sub impactul ideologiilor totalitare ale secolului 20, care încercând să distrugă euul, n-a făcut decât să-l împartă în două, dezechilibrându-l. Dar dacă ar fi să-mi număr rănile, cel puțin 14, 5 de la gloanțe, 2 de la așchi de grenade, una de la un șrapnel, 4 de la grenade de mână și 2 de la cine știe ce așchi de metal zburătoare, ceea ce înseamnă cel puțin 20 de cicatrici, pentru că unele au intrat și au și ieșit. Aș putea spune că a meritat.